Pentru un tânăr cu temperamentul și situația socială a lui Daniel, Raluca este exact genul de provocare pe care acesta nu poate refuza. Raluca, Raluca, ai reușit să mă cucerici definitiv. Oh, se pare că deja văd o apropiere între voi. Hai, lasă asta acum. Ce faci cu pozelele? Sunt niște poze cu viitoarea mea iubită, Raluca. Dani, ești imposibil. Odată ai văzut pe fata asta. Și deja te-ai îndrăgostit? Se numește dragoste la prima vedere, Simona. Bun, și de unde ai pozelele? Păi ieri, mă, la birou. Camerele de supraveghere au surprins niște ipostaze destul de interesante alături de mine. Ai grijă că, din câte știu, fata asta are și iubit. Simona, se pare că tu nu mă cunoști pe mine prea bine. Eu când vreau ceva, nimic nu-mi stă în cale. Dani, vezi că nu e așa ușor cu fata asta. Și în plus că nu mi-a plăcut deloc vizita ei de la birou. Și la ce chinuri am spus să o credem că poate deveni periculoasă. Hai stați, mă, voi liniștiți. Raluca va fi a mea. Și o voi îmblânzi ca un dresor de leoaice. Bună ziua, am înțeles că aici locuiește familia mea. Deci tu ești sora noastră? Ce? Iulia? Cum adică sora voastră? Turcu a îndreptat pistolul către Ioana și a tras. Să fie acesta sfârșitul fetei cu suflet de copil? Stoiana, ai vrut să faci pe erou? Turcule, în momentul ăsta arunc arma jos. Lasă tu jos, că l-am pus pe soltă. Dacă i-a apăsat pe trăgaci, în momentul 2 te fac sită, îți promit. Tu știi că misiunea mea e să o împușc. Singura ta misiune în momentul ăsta este să dai drumul de aici mai repede. N-am cum. Dacă vrei să scapi în viață, pleacă și lasă pistolul jos. N-am cum. Arunc, turcule, asta e poliția. Din momentul ăsta nu mai ai nicio șansă. Mare noroc ai, mă, dă bine. Ioana, Ioana, ești bine? Da, eu sunt bine, dar tata... Ce s-a întâmplat aici? Cine ar fi bănuit că Iulia și Capone, care se cunosc de atâta vreme, sunt frați? Păi, în cazul ăsta, pe la asta discutați ca între frați. Eu sunt Daniel și sunt fratele tău. Se pare că și eu sunt tot fratele tău. Stați puțin că nu înțeleg nimic. Sunt adusă în casa asta în care locuia Victor Stoian și doi străini îmi spun că sunt frații mei? Iulian, calmează-te, te rog. Ia loc și o să auzi toată povestea. Ok? Vezi tu, în casa asta nu mai locuiește Victor Stoian. Acum ai stă tatăl nostru. Tatăl nostru? Da. Îl cheamă Damian. Și mama? Mama e moartă de mult, Iulia. Dar eu știam că ambii părinți sunt morți. Într-adevăr, toată lumea credea că tatăl nostru este mort. Dar acum s-a întors să se răzbune pe cei care i-au distrus familia. Păi, cine a distrus familia? Însuși Victor Stoian. El te-a luat pe tine și pe Capone de lângă tata. Și din câte am văzut prin niște acte, tu erai doar un bebeluș atunci. Iar eu aveam 2 ani. De ce ar face un om așa ceva? De ce să distrugă familie? Iulia, trebuie să înțelegi un lucru. Victor îl ura pe tata de moarte. Ia stai puțin. Până acum de ce nu m-a căutat? Pentru că nimeni n-a știut nimic. De-abia acum, după ce am reușit să punem mâna pe toate bunurile lui, am reușit să aflăm și noi tot adevărul. Deci, voi chiar sunteți frații mei? Da, noi suntem frații tăi. Noi suntem familia Voicu. Doamne, când mă... În sfârșit am o familie. Credeam că sunt singură, că nu am pe nimeni, dar... Am frații mei, am și un tată. Iulia, sora mea, mă lași să te îmbrățișez? Bine ai venit în familie. Bine. În sfârșit împreună. Stați puțin, dar tata, vreau să-l cunosc. Stai liniște că îl vei cunoaște mâine dimineață. Doarme la ora asta, pentru că e foarte bolnav. Victor i-a salvat viața Ioanei riscând-o pe al lui, iar acum se află în stare gravă.
Tata a fost împușcat. Cheamă urgent o ambulanță. Spune-le că e grav. Plagă prin împușcare. Tata, te rog frumos, nu mă lăsa acum, te rog. Te rog, copii, tata. Te rog. Fetița mea, iartă-mă. Iartă-mă. Nu am pentru ce să te iert. Chiar nu am pentru ce să te iert, știi asta, nu? Fata mea, băiatul meu, iertați-mă pentru tot rău pe care mi-am făcut. Tot rău, tata. A venit din suferința pe care am îndurat. Iertați-mă. Tată, te rog, deschide ochii, te rog, uite-te la Ioana, mine, te rog frumos, capul în jos. Te rog. Trebuie să stea perfect la orizontală. Creierul va fi mai bine irigat. Trebuie să am grijă de el, mă rog, tată, nu vreau să mor, te rog. Nu mai are puls. Ambulanța va ajunge în 7-8 minute. Înseamnă că va trebui să facem noi manevrele de resuscitare. Raluca se pregătește de momentul mult visat, nunta cu bărbatul vieții ei. Mâine este cea mai importantă zi din viața mea și trebuie să las toate răzbunările astea și toate mizerile astea deoparte. Sorin este acum cel mai important pentru mine și așa trebuie să rămână. Este bărbat pe care îl iubesc. Iubire, iubire, iubire... Iubire, nu intra, te rog. Știi că aduce ghinion, te rog, te rog, nu vreau să o vezi. Nu vreau să o vezi. Gata, nici pe tine nu te văd. Mă întorc într-un minut? Da, te întorci puțin mai încolo, hai. Bine, iubită. Hai, 50 de secunde, hai. 40, hai, 30, mă întorc. Alo? Bună, frumoasa mea. Cine este la telefon? Dan sunt. Băiatul de la școala de dans. Da, dar nu înțeleg de unde ai tu numărul meu? E, și tu. Sunt un băiat destul căreț. Ascultă-mă foarte bine, te rog frumos să nu mă mai cauți de azi înainte. Vreau să spun decât că atingerile tale m-au vrăjit și aș vrea să te invit la o cină romantică. Nu, eu cred că tu ai înțeles greșit. Eu am un iubit pe care îl iubesc foarte mult și chiar vreau să mă lași în pace. Ascultă-mă puțin, Raluca. Te rog frumos, lasă-mă în pace. Stai niște, Raluca, că nu scap tu așa ușor. Doamne, ce proastă sunt, m-am băgat singură în asta. Așa cum trebuie. Poți să intru, iubito? Două secunde. Unu jumate. Gata, poți să intri, iubirea. Trei. Hai. Cum e, iubito, Raluca? E superbă, chiar îmi place foarte mult. Bea, aștept să te văd cu ea. Bea, aștept. Ceva la nuntă cât o să fii de frumos. Să drăgăstoasă. Te iubesc. Ia-ți uite că tu... Da, nu, e sigur de la coafor, pentru că am programare și de-asta. Da? Sigur? Da, iubitele, de ce mă întrebi așa, te îndoiești de mine? Păi nu știu, mă gândeam că sunt noi căutări cu privire la răzbunare. Nu, iubitele, acum, la amândoi trebuie să ne intereseze doar nunta noastră. Bine. Auziți? Alo, mâine e nunta voastră, nu? Bine. Nu vreți să vă despărțiți? Nu. Iubito, hai să arătăm cum ne iubim. Valeriei nu i s-a dat voie să meargă la locul unde e fata ei. Tot ce poate să facă este să aștepte în teamă și tensiune. Valeria, întotdeauna Dumnezeu a fost lângă noi. Te rog să te liniștești. O să fie totul foarte bine, o să vezi. Madalin, alo, Madalin, zi, mami, ce s-a întâmplat? Sigur, mami, e bine, sunteți sănătoși amândoi. Și ea și tu. Bine, mamă, Doamne ajută. Vă duceți la spital? De ce? Bine, hai că vin și eu acolo. Vorbim, papa. Si. Doamne, sănătoasă, e bine. Ioana, e bine, a scăpat, Doamne. Slavă cerului. Ți-am spus eu că să fie bine? Dar ce-i cu spitalul ăsta, când am înțeles? Victor Stoian a fost împușcat când a încercat să salveze pe Ioana. Trebuie să mă duc la spital acum, să văd ce-i cu Ioana. Merg cu tine? Nu-i nevoie, mă duc singură. Doamne. Ai văzut cât de încurcate sunt căile astea ale destinului, Mircea? Da, mă, cine se aștepta la... ce avea bunica de era așa fericită?
Măi, Ioana, este bine, a scăpat, totul este ok. Păi a scăpat de ce? Păi tu n-ai aflat încă ce i s-a întâmplat? Habar n-am. Eu mă tot chinui să-l fac pe tata să vorbească. Și? Grevă? Nu scoate un cuvânt. Nimic. S-a trezit mutulică. Tată, după beția aia cruntă, n-ai de gând să vorbești? A, dar stai, că el mereu trebuie să-mi zică... Îl scrie, că, două, să vorbească decât atunci când Dumnezeu îi va arăta ce să facă cu viața. V-am zis. E? Delia! Hey, acum va trebui să vorbim! Ia și vorbește! Riscându-și viața, Victor a dovedit o noblețe sufletească de care marișii nu l-ar fi crezut capabil. Ioana își dorește din toată inima ca tatăl ei să supraviețuiască. Vă rog să-l facem, vă rog, vă rog să-l facem, nu lăsați să moară, vă rog! Ioana, gata, gata, liniștește-te, te rog frumos, liniștește-te! Mădălin, omul ăsta și-a sacrificat viața pentru mine, tu înțelegi că și-a sacrificat viața pentru mine? Liniștește-te! Domnule doctor, spuneți-mi dacă tata mai trăiește sau... Domnișoară, stai liniștită. Are puls, dar viața lui atârnă de un fir de păr. Are o plagă prin împușcare aproape de inimă. Vă rog, salvați-l, vă rog. Te rog să înțelegi că vom face tot ce se poate. Tot ce puteți voi face este să vă rugați la Dumnezeu. Vă rog, vă rog să-l salvați, vă rog să faceți tot posibil. Vă implor, vă rog, foarte grăbit, trebuie să mă ocup de viața lui Victor. La revedere. Vă rog, nu lăsați să moară, vă rog. Domnule, stai că nu nimic. Oare îl va vindeca pe Radu de muțenie apelul Deliei? Da. Da? Stai, nu-mi zice că sunt porc, fiindcă nu e Radu, sunt Ionuț. Și el a zis că a intrat în greva tăcerii de când l-ai părăsit. E într-o stare foarte critică. Zice că își cere scuze și cam atât, da? Ia mai zi ceva. A, și mai vrea încă o șansă. Dar ea zice că ești un mare porc. Nu ți-e dor de el? Nu e dor de tine, fiindcă a găsit pe altcineva mai bun de când ai părăsit-o. Degeaba închis. Dar nu înainte să zică că ești porc. Asta e tăticul. Copile, liniștește-te. Capul sus, că o să mai găsești alta. Ce zici? Da, nu mai vrea să vorbească deloc și zice că porcii nu vorbesc. A venit ziua cea mare pentru Raluca. Frumoasa brunetă se pregătește să arate ca scoasă dintr-o revistă de nunți. Să știți că oricum e țărânja părul, tot cea mai frumoasă femeie din lume rămâne. Sunt convinsă. Și voi fi toată viața a ta. Te iubesc mult, iubita. Și eu pe tine. O să mă duc să-mi iau și eu costumul și mă întreb să te iau, da? Să aveți grijă de ea. Bineînțeles. Mă scuz, mă duc să-mi iau o perie. Da, da. Doamne, ce norocoasă sunt să am un asemenea bărbat lângă mine. Bună, frumoasa mea. Ce cauți aici? Cum adică ce caut aici? Pe tine te caut. De când te-am văzut prima oară și de când m-ai sărutat ușor pe gât, numai la tine mă gândesc. Tu înțelegi că am un iubit, îl iubesc, chiar nu vreau să mă mai caut, da, vreau să mă împace. Da, știu că ai un iubit, chiar nu mă deranjează, am înțeles că astăzi aveți și nunta. Asta nu e problema ta. Ba, e problema la Luca. Pentru că și eu te vreau. Cum facem? Uite cum facem. Dacă nu mă lași în pace și mă insiști mult, o să chem poliția. Speria, nu trebuie să te sperii de mine, Raluca. Eu sunt un om blând, romantic. O să apuci tu să mă cunoști mai bine. Nu, nici nu vreau să te cunosc. Bine, uite ce e. Nu vreau să te enervez. Știu că astăzi ai nunta. Dar crede-mă că dacă o să-mi dai o șansă, îți promit eu că nu o să regreți. Așa ceva nu se va întâmpla niciodată. Te rog frumos să pleci. Bine, te las. Dar crede-mă că n-am să mă opresc până o să simt și tu exact ce simt eu pentru tine. Pleacă. Te salut. Pa. Doamne, ce obsedat. În ce m-am împăcat singur?
timp ce Victor se zbate între viață și moarte, un suflet inocent e încercat de spaimă și de remușcări. Gata, Ioana, te rog eu frumos, nu mai plânge, ai plâns toată noaptea, liniștește-te, mamă. Da, mamă, dar vreau și eu să știu cum se simte tata, vreau să știu dacă mai trăiește, dacă a murit, vreau să-ți zică și mie cineva. O să aflăm curând, gata, liniștește-te, te rog. Da, nu vreau să moară, mamă, nu vreau să moară, vreau să stai aici cu mine. Operația a fost complicată, dar am reușit să scoatem glonțul. Vorbi serios? Da. E bine? Victor va trăi. Însă recuperarea va fi una destul de dură. Doamne, mi-a stat cea mai bună veste. Vă mulțumesc din tot sufletul, domnule okay, doctor. Pentru asta am ieșit. Eu mă întorc la el. La revedere. Vă mulțumesc mult. Ai văzut? Dumnezeu l-a ajutat. Vine să cred, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne. Ai liniștit? Mănălinda, tu nu te bucuri? Ioana, dacă mă bucur, mă bucur doar pentru tine, că asta că e sora mea. Pentru el n-am cum să o fac. Da, Mănălinda, e tata și trăiește. Asta ar trebui să-ți fie de ajuns. Ioana? Așa e. Da, spuneți. Deși nu are voie să primească vizite, Victor insistă să te vadă. Uite, uite și tu cât de nedrept e. Uite-te cum ordinarul ăla primește atâta afecțiune din partea Ioanei. Ți-e pare ok? Mădălin este tatăl vostru și pe voi doi vă iubește. Altfel nu i-ar fi salvat viața Ioanei. Iulia a aflat cu surprindere că fostul tovarăș al lui Mădălin este chiar fratele ei. Acum se pregătește să-și cunoască în sfârșit tatăl. Înainte să intrăm, trebuie să te pregătesc puțin. De ce? Vezi tu, tatăl nostru are niște probleme mari de sănătate și fața lui e complet bandajată. Păi, pentru cât timp? Am înțeles că pentru vreo 2 săptămâni așa. Nici eu n-am apucat să-i văd chipul. Înțeleg. Păi, da. Hai să intrăm. Hai. Hai. Tată, ea este Iulia. Fata mea, în sfârșit, vino să te iau în brațe. Bună ziua, domnule. Nu spune, domnule, sunt tatăl tău. Bună ziua, tată. Ce frumoasă ești, scumpa mea. Iulia Voicu, fața pe care am crezut că am pierdut-o. Nu m-ai pierdut. Sunt aici și aici o să rămân. Îmi pare rău că nu te-am căutat, dar am crezut că ai murit. Știu. Frații mei mi-au spus totul. Dar e bine că m-ați găsit acum, decât mai târziu. Așa este, scumpa mea. Tată, am o întrebare. Cu mama, ce s-a întâmplat? Cum a murit? Același Stoian a omorât-o. Cum să facă un om așa ceva? Cum? Stai liniștită, surioară. Nenorocitul ăla va plăti pentru tot. Nu o să scape. La Vila Mamiron, timpul nu mai are răbdare, iar Iani tare ar vrea să-l oprească în loc. Ia spune, măi tăurașule, ți-a mai venit și ție vreo idee? Cum facem să-i despărțim pe ăștia doi? Mama, eu nu știu câte oară care mă întreb. Băi, șefulică, bosulică, cum vrei să zic, de ce m-ai angajat tu pe mine? Să dau cu pumnul, să fac răpiri, să fac alte lucruri. Am crezut că îmbrăcat în brutar ai tu o idee, măcar una mică, dar mică, mică. Cât mică, cât aia, mică. Băi, n-am nicio idee. Ah, ba da, s-ar putea să am. Ia-o logic. Ia-o tu, mică, logic. Hai. N-ai cum să-i faci rău viitoare tale nori. Dacă e logic, e ideea mea. Da, bă, ce inteligent. Bă, ce inteligență, bă. Amoară familia mea, domnul softul tău, e atât. E atâtica. Asta e.
am un fiu pămpălău și o să am și o noră de nota 2. În schimb, iubita mea este de nota 10. 20 prefer. 10, că e bine. Mulțumesc, o piruietă, așa ca să mă vezi. Ești frumoasă ca în filme. Îți place rochița mea? Ești superbă. Mulțumesc. Complimente. Ești frumoasă de mine să te pun într-un tablou. Eu și Mona Lisa ce mai suntem așa, dragule. Vezi că Mona Lisa era băiat, dar nu merge. Și apropo, sper că rochia asta e luată de la un second hand. Ei, nici chiar așa second hand, totuși. A fost un fleac ce-i drept pe banii tăi, da? Oricum, stai liniștit că următoarea roche va fi rochea mea de mireasă. Sigur, garantat. De ce râzi? Și cine crezi, fă, că o să te adreva? Tot să-ți spun eu, da? Da? Da, da, da. Dar cine crezi tu, fă, că m-am se mărită cu tine, a? Ai văzut? Femeia a venit de la țară cu trăsura, am adus-o la București, frumos, și s-a șmecherit, a început și ea să glumească de când e în casa aici. Bună ziua, domnii mei! Bună ziua, domnule Ginerică, fraierică, pămpălică, sorinică! Ăștia care iubesc la tine sunt fraieri, pămpălăi, nu? Să moară nepoată mea, dar m-a întristat fost. Hai, nu te întrista, te rog, tati. Ginerică, fraierică, pămpălică, miresică, ce mai urmează acum? Să te iau de braț, să te duc la altar? Pe mine, poate. Fiani, când o să te maturizezi, mă, tati, mă? Cum îl suporți, Anduța, așa? Ia zi, fă, cum îl suporți, ia. Știu că pare ciudat, însă... Ic, fă. Nu acolo. Aici, poate, are farmecul lui, să știi. Am înțeles. Hai, lăsăm gluma la o parte. A văzut cineva pe Raluca? Tu nu știi? Să nu zici că trebuia să știu ceva. Nu știe. Băi, tu nu știi? Ce să știu? S-a mort tu că tu nu știi. Ia, uimește-mă. Tocmai a plecat cu bărbatul al ei, care e măritată de mult și care îl iubește mult, mult, mult. N-a mai suportat detenția aici în casă. Și în plus de asta are și 5 copii cu el. Oh, pe cu atât 5. Mai bine. Înseamnă că ar trebui să fii fericit. Ești un bunic fericit, tăticule. N-a mers asta. N-a fost bună mai departe. Și încă ceva, că discutați de treaba asta. Îmi schimb băiat jos care întreabă de... Să moară familia mea din softul tău, e atât pe bune. Din toate minciunile astea care sunt pe pământ, tu mai pe asta ai găsit. N-a fost bună deloc, mai încearcă asta. Fără glumă. Băi, deci un băiat care o așteaptă jos. E un băiat care o așteaptă jos, cam atâta. Tăuraș și Iani, nu puteți să-mi stricați buna dispoziție. Nici tu, n-aveți niciun haz. N-avem niciun haz. Tu mai bate la ușe. Pe semne e vreunul care a venit să o caute pe Raluca să-i ceară pensie alimentară. Nu fi lăsat pe un cu 2-3 copii în stradă. Alt. Acum, Iani, serios, vorbim. Te rog frumos, la nuntă vreau să fiu liniștit și fericit. Termină cu prostiile. Până la sfârșitul săptămânii aflăm care cel puțin 2-3.000 de bărbați și 6-7.000 de copii. Ce lungă e așteptarea? Un buchet de flori cu scrisori de la Daniel. Reuniți de destin în împrejurări dramatice, tată și fiică pot în sfârșit să spere într-un nou început mai bun. Ce faci, tată? Sunt fericit că am o fată și sunt fericit că ești bine. Și eu sunt fericită că te-am găsit în final. Iartă-mă, scumpa mea. Iartă-mă pentru tot ce ți-am făcut. Nu ai de ce să-ți ceri iertare, tată. Singurul lucru pe care l-ai făcut a fost să-ți salvezi viața, atât. Am fost un ticălos cu copiii mei. Nu cred că merit să mai trăiesc. Tu nici măcar nu știi că existăm, tata. Nici măcar nu știu că existăm. Nu, am fost anticolos. E adevărat, tata, nu mai spune asta. Dumnezeu le iartă pe toate și ai să vezi că eu sunt alături. Că acum că te-am găsit, nu o să te mai părăsesc niciodată, ai să vezi. Dar nu meriți, scumpa mea. Ba da. Nu meriți. Ba da, meriți pentru că ești tatăl meu și pentru că nu o să te las niciodată singur, ai să vezi. Crede-mă. Vreau să-ți spun că nu toată viața mea am fost anticolos. Dar nu contează asta. Nu trebuie să-mi dai nicio explicație. Ba da. Ba nu. Ba da, trebuie. Iubita mea, scumpa mea, când eram tânăr și-am cunoscut-o pe mama ta, eram un om bun, care avea viitor, tot viitorul în față. Dar pușcăria m-a transformat într-o brută, într-o bestie. Știu, tată, nu e ușor să stai de la 18 ani în pușcărie, știu. Așa. A fost crunt, scumpa mea, crede-mă. Dar nu mai contează, nu vreau să mai spui niciun cuvânt despre trecut.
Vreau să ne gândim doar la viitor. Atât, restul nu mai contează nimic. Vreau să-ți mai spun doar un singur lucru legat de trecut. Doar un lucru, atât. Un singur. Iubita mea, îți jur pe tot ce am mai sfânt și mai scump că eu nu am agresat-o pe mama ta. Te cred, tata. Te cred. Te cred. Îți mulțumesc. Te cred. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. M-ai făcut să mă simt din nou un om bun, un om cu suflet. Dacă e vorba de o nouă farsă, înseamnă că imaginația lui Iani a secătuit. Ia să vedem noi ce scrie aici. Atingerile tale m-au vrăjit. De-abia aștept clipa când vom fi împreună. Daniel. Daniel ăsta nici măcar nu știe să scrie. Măi, tati, măi, ești consecvent, văd. Nu crezi. Pe cuvântul meu de onoare, dacă am vreo legătură. Dar sunt convins, sunt ferm convins. Dar să fac, spune, dacă eu dădeam bani pe florile astea. Acum înțelegi? Cred că Daniel ăsta s-a dus la măsa în grădină și a rupt trandafirii lui măsa din grădină. Nici eu n-aș fi crezut că poți să dai tu bani pe un buchet de flori. Dar uite ce face disperarea dintr-un om. Gata cu glumele, te rog. Frumoasă. Auzi, fă? Fă, n-auzi. Tocmai ai primit un buchet de flori de la 1. Ignoră, lipito. Fă, n-auzi. Tocmai ai primit un buchet de flori de la 1, Daniel. Daniel? Da, Daniel. Cunoștința ta aia mai veche. Daniel. Nu știu despre ce vorbești. Daniel. Un pic, lipito. Iani, încetează-o glumele. Încetează-o odată pentru totdeauna și nu-mi strica nunta asta. Fiindcă o să plec din casa asta și nu o să mai vezi niciodată. Da? Te rog. În biroul său, omul fără chip a rămas singur cu Capone, care are acum prilejul de a afla mai multe despre cel căruia îi spune tată. Nici nu știi cât mă bucur să știu că v-am pe toți lângă mine. Și eu, tată, sincer, mă bucur că în sfârșit îmi cunosc familia. În câteva zile o să cunosc și pe soția mea. Ai și o soție? Da. E o femeie extraordinară, dar acum este plecată în străinătate la un tratament. Abia aștept să o cunosc atunci. Da, dar până atunci trebuie să ne ocupăm de Victor Stoian. Așa e. Înrocitor. Am aflat de la oamenii noștri că fata lui a scăpat, iar Victor e grav rănit după ce am încercat să o salveze. Știu. Am primit și o veștire. E bine că Victor Stoian trăiește, pentru că altfel n-aș mai fi avut nicio satisfacție. El trebuie să trăiască și să vadă cum îi pierde rând pe rând pe toți cei dragi lui. Auzi? Am și o curiozitate. Spune, fiule. Ce se întâmplă cu fetele alea pe care le caută Simona la școala de dans? Fetele alea sunt trimise în Orient, unde eu pregătesc o afacere de miliarde cu partenerii mei. Adică prostituție? Nu, Cătălin. Eu nu mă ocup cu așa ceva. Mă bucur să aud asta, că nici eu nu agrez chestiile astea. Eu nu sunt un interlop de 2 lei ca Victor Stoian. Chiar dacă am crescut într-o mahala, eu am știut că o să ajung departe. Stai să-ți arăt ceva. Uite. Aici ești tu, tata? Da, eram tânăr și am urât. Eram vai de capul meu. Dar aveam o minte genială. Am intrat la medicină, Cătălin. Și am început să mă pasioneze foarte mult chirurgia plastică. Bun, ce s-a întâmplat după aia? După aia am cunoscut-o pe Valeria, m-am îndrăgostit de ea.
Dar și Victor o iubea. Și a vrut să-ți facă rău, nu? Exact. Exact asta s-a întâmplat. Dar stai puțin, Valeria, până la urmă, pe cine iubea? Valeria era prea tânără ca să-și dea seama ce vrea. Da. O să-ți povestesc eu altă dată ce s-a întâmplat atunci, da? Cuvintele lui Victor au semănat speranță în sufletul Ioanei. Dacă cel pe care l-au crezut un ticălos nu e decât un om care a suferit prea mult. Ioane, ești bine? Cum a fost? A fost bine. Și vreau să vă spun că eu cred din tot sufletul meu că tata e un om bun. Ioana, omul ăsta deja a început să te manipuleze și nu e deloc ok. Nu e adevărat, mântării, este în sânge din sângele lui și ne iubește, crede-mă pe cuvânt. Am să vă las să discutați, aceasta este o discuție de familie. Ioana, tu nici până în ziua de astăzi, tu nu ai înțeles cum ăsta în atâta timp nu l-a interesat nici măcar o singură dată de viața noastră? Da, Mădălin, nu l-a interesat pentru că nu a știut că existăm, dar ne iubește. Cum poți să spun, mă, că ăsta poate să iubească? Omul ăsta este incapabil să facă chestia asta, are sângele rece în el. Da, pentru că a stat la închisoare de la 18 ani, știi foarte bine cum e acolo. Omul ăsta a stat 18 ani în pușcărie, putea să stea și 25. Gândește cât rău i-a făcut și mami și familiei noastre. Încetați, nu e momentul să vă certați. Gata! Mamă, nu ne certăm. Pur și simplu încercăm să ne dăm seama care e adevărul din toată povestea asta. Singurul adevăr în toate povestea asta este că Victor Stoian i-a provocat foarte mult rău mamei noastre. Da, mamă, dar el a jurat că nu te-a agresat niciodată, că nu ți-a făcut niciun rău, iar eu îl cred, am simțit că spune adevărul. Ioana, eu vreau să rămân neutră în povestea asta. Dar crede-mă, nu exagerez, el m-a agresat. Nu, mamă, tu ai spus cu gura ta că vă iubeați, că era un băiat minunat, că totul era frumos. E adevărat, era un băiat minunat, ne iubeam, într-adevăr, numai că la un moment dat a devenit obraznic și s-a întâmplat nenorocirea. Crede-mă, nu exagerez, Ioana, nu te mint. Bine, mamă, eu te cred și pe tine, îl cred și pe tata și sper că la un moment dat să reușiți să vă vedeți și să rezolvați problema asta. Ne. Nu. Asta, Ioana, nu se întâmplă niciodată. Pentru că omul ăsta nu merită să fie iertat pentru tot ce ne-a făcut. Eu l-am iertat deja, Mădălin. La Vila Mamiron se pare că nimic nu-i mai poate împiedica pe Raluca și Sorin să spună da din toată inima. Domnule, vă rog frumos, îmi arătați și mie o legitimație înainte să începem. Da, domnule Sorin Mamiron, sigur că da. Vă rog. Ia. Ok, scuze pentru neîncredere, dar tăticul meu scump și iubit, tata trecută mi-a aranjat o runtă falsă și vreau să nu se întâmple ca data trecută. A fost din dragoste pentru tine. Numai din dragoste pentru tine acea runtă. Din dragoste. Ok, din dragoste. O să te rog să nu mai faci nicio poantă. Da? Te iubesc. Nu este nicio poantă, că mai devreme mă uitam la televizor și ce crezi tu? Brusc apare o imagine cu Raluca. Căutată internațional. Tâlhării. Jafar Mat. Trafic de droguri, trafic de arme și... Și ce crezi cel mai nasol? Viol. Ok, îți mulțumesc pentru binecuvântarea ta, tăticule. Te pup. Sper că nu te deranja, nu? Nu, trebuie da? Obișnuit. Nu știu ce se întâmplă, dar sper să vină un tsunami, un cutremur, să vină revelionul, salvarea, spitalul. Oh, the special guest, tata lui Iani. Vă rog frumos, ce onoare pentru noi să vă avem pe trei. Eh, na. Dă-ți cu milă, mai lipsea de aici, mă, cine te-a inventat aici, te-a invitat? Eu l-am invitat aici, este bunicul meu drag și scump, da? Gândește cum nu te-aș fi invitat pe tine la nunta mea. Ce mișto ar fi fost. Ce mișto. Vai. Ai fi suferit. Nu ai reușit să te schimbi nici până acum? Să mor tu dacă te mint cu ceva, dar nu, zi de zi m-am schimbat. Dă cămașe, dă kilos, dă ciorapi. Ia uite cămașe am. Și acolo ce-ai, tată? Un cadou. Un cadou, da, bănișori? N-ai auzit de bani? Dolari, mărci, ruble, ieni, lire, ceva, coco, demeros, dinaros. Ce bani, mă, Iani, mă, ce bani? Gata, bunicule, gata, tăticule, da? Vreau să duc și o nuntă asta până la capăt. Fericit și sănătos. Du-o până la capăt, fericit și sănătos. Cu acordul dumneavoastră, aș dori să, dacă putem începe. Ok, cum să nu? Puteți începe. Sigur că nu m-a depunut ea. Nu putem să începem că lipsește Iulia Mamiron. Tocmai pe Iulia ești Mamiron. Ești chiar culmea. Ești culmea. Am vorbit eu cu ea la telefon, întârzi un pic. Vreau să încep fără Iulia. Da? Iulia, da? Hai că vorbești, vorbești după. Te rog să taci.
Așa de multe chinuie dragostea. Puteți începe. Așa. Așa de multe chinuie dragostea. Nu mai poți să o aștept și tu pe sora ta, Iulia Mamiron. Și amica știu. Hai. Dați-mi drumul. Sigur că în urma depunerii actelor ați mai avut timp de gândire asupra drumului pe care urmați să-l alegeți, conștienți de nobile îndatoriri pe care le aveți. Auzi, măi, Taule, tu ai făcut mai aia cu florile. Eu? Da, tu? Ce? Să mor tu că n-ai făcut-o. Eu zic că tu ai făcut. Să moară tata dacă am făcut-o eu. Tu fă? Cetățene, Sorin Mamiron, de bună voie și nesilit de nimeni. O iei în căsătorie pe cetățeana Raluca Dragnea? Hai să spun ceva, băiatul meu. Dacă nu e sigur pe tine, de exemplu, poți să-i spui la om? Nu știu. Ok, mai... în momentul ăsta te rog să taci. Tac. Răspunsul meu este categoric da. Da. Vă mulțumim. Cetățeana Raluca Dragnea, de bună voie și nesilită de nimeni, îl luați în căsătorie pe cetățeanul Sorin Mamiron? Stop! Că bate cineva la ușe. Cineva bate la ușe. Cred că este unul dintre foștii ei amanți, sau dacă nu, actuali. Scufundat în lumea plină de dragostea viselor, Radu pare fericit. Sau să fie vorba de un vis mai special. Ce-ai sărit așa? Ce-ai pătit? Mi s-a arătat Dumnezeu în somn. Vorbești! Nu se poate, este! Stai, mamă, să vezi viața o să am. Ionuț, nu! Ce? Ce nu? Dumnezeu m-a tras de ureche și mi-a arătat calea. Păi da, calea ta în viață e să faci oamenii veseli, să râzi, să ai multe femei, să cluburi, distracții, nu, știi tu ce. Ionuț, nu. Dumnezeu m-a pus să-mi dedic viața călugăriei. Da, voi deveni călugăr. Spre încântarea lui Iani, cununia a fost din nou întreruptă. Ha! Ha! Lăsați că am întârziat. Da, sigur, of course. Auzi, fă? Da. Ți-ai găsit familia? Da, Iani, mi-am găsit familia, dar hai să vorbim acum despre nuntă, nu despre familia mea. Vorbim după despre familia mea. Mă bucur mult că ai venit, Iulia. Putem relua? Sigur, domnule Sorin Mamiron. Cetățene, Sorin Mamiron, de bună voie și nesilit de nimeni, o iei în căsătorie pe cetățeana Raluca Dragnea? Dar nu-i mai normal să spui tu, nu știu, decât să spui o prostie. Ascultă, mai mare decât... ascultă ce o să zic. Tine. Da, da de o mie de ori. Răspunsul meu este da, 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 iubito. Mulțumim, domnul Sorin Mamiron. Cetățeana Raluca Dragnea, de bună voie și nesilită de nimeni, îl luați în căsătorie pe cetățeanul Sorin Mamiron? Dar uite că mai bate cineva și la ușa mea, măcar așa din când în când. Ești incredibil, tăticule. Dar ce bine îmi pare. Dar ia să vedem, de data asta sigur este un amant al ei. A venit să o ceară în căsătorie. O altă glumă de-a ta, precis. Hai. E-o. Nu-i nimeni. E-o. Foarte bine, hai, vin înapoi. Hai, Ani. Dar totuși avem un plic. Avem un plic. Eu să vedem ce e noi în acest plic. O altă glumă de-a ta, bineînțeles. Sigur, că da, scumpa mea Raluca, uite niște poze cu noi de-al alter. Semnat? Iani. Daniel! Iani, într-adevăr, ai glume bune câteodată, dar acum exagerezi. Te rog mult, treci la locul tău. Te rog. Ce ai pățit? Da, bun. Ți-a venit. Iubitule, te rog frumos, hai să continuăm, te rog. Da, iubito, continuăm. Putem relua? Da, sigur că nu putem relua! Nu vrei mai bine să te uiți la aceste fotografii? Iani, ești stresant. Nu vreau să văd nicio glumă de-a ta, nicio fotografie. Deja, crede-mă, mă sufoci. Nu este niciun fel de glumă, fătălăule. Nu vrei totuși să te uiți puțin la ele, iară și uite-te la ele. Nu, iubite, mă, te rog, haideți, continuăm, te rog. Vă lasă-l să se uite la fotografii. Iată, dacă mă uit la pozele astea, promiți că nu mai scoți niciun cuvânt până la sfârșitul nunții și treci la loc? Le jur, să moară mămica. Ia și uite. Dă-mi coa. Ia și uite. Ce faci, mă, Ianișor, mă? Te-ai bucat de trucaje, mă, tati. Ce trucaje? Zi, fă, n-aș avea parte de tine, cine e acolo? Lemne și pietre după tine, zi.
Ia taci. Tac. Auzi, iubito? De ce ești îmbrăcat în pozele astea ca alaltă ieri? Iubitule, te rog frumos, haideți vorbim după nuntă. Ce? Ce mă rog frumos? Explică-mi acum ce este cu pozele astea, te rog. Iubitule, ascultă-mă, uite câtă lume aici, nu pot să explic, dar oricum nu e aici. Ia mâna. Deci, în momentul ăsta îmi spui ce caută bărbatul ăsta lângă tine cu două zile înainte de nunta noastră. Explică-mi! Decizia este luată. Locul meu este la mănăstire. Victor Stoian, trebuie lovit acolo unde îmi doare cel mai rău. Restul sunt detalii. Măi, dar ce hăinuțe frumoșele! Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și pe tine. Ține minte un lucru, Stoiane. De azi înainte să te aștept la ce e mai rău, ai înțeles? Vreți să arătăm o schemă nouă? Fii atent! Tam, 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 tam.